Platforma myculio.com se bazează pe o tehnică de predare modernă prin care elevii din clasele 1-8 își pot consolida informațiile primite la clasă și își pot evalua cunoștințele. Concret, prin această metodă de studiu, elevul nu mai este doar simplu ascultător al lecțiilor, ci poate lua parte la procesul de predare. Acesta are și posibilitatea de a reveni la anumite informații ori de câte ori dorește și poate selecta exact ceea ce consideră el că trebuie să aprofundeze. E o inițiativă bună înființarea acestei platforme? Da, această platformă pot spune că sprijină elevii să își însușească cunoștințele necesare pentru cele două probe ale examenului de evaluare națională, română și matematică. Este de apreciată inițiativa condusă de profesorul Gologan. Și astfel de inițiative, na, normal, sunt bine primite în sistem, dar consider că ar fi necesar ca statul să sprijine el procesul de învățare și să nu fie necesară o astfel de inițiativă, dar totuși este bine primit. Designul platformei este unul atractiv pentru copii, tema principală fiind Universul. Culio este personajul profesor extraterestru care îi va însoți pe parcursul călătoriei sale prin Universul Cunoașterii. Pe myculio.com, fiecare planetă din sistemul solar corespunde unui an de studiu. Planeta este înconjurată de sateliți, iar aceștia reprezintă anumite materii, cum ar fi matematica și limba și literatura română. Pe viitor, inițiatorii își propun să dezvolte lecții și pentru alte discipline. Sistemul a fost creat de 20 de dascăl pasionați de meseria lor, conduși de profesor Radu Gologan, coordonatorul lotului olimpic de matematică al României.